Și am ajuns la premiera Nuntă pe Bani. Cum a fost călătoria până aici? A fost foarte mișto. Cumva s-au legat foarte bine toate lucrurile. Mi se pare că e ireal ce s-a întâmplat. Cumva ne-a ajutat și momentul producției, cineva de sus ne-a ajutat și acum la promovare și am impresia că după primele proiecții din Cluj, cumva lumea e foarte încântată și cumva am un sentiment bun că filmul va prinde foarte bine și deja avem primele reacții cumva de la Cluj și oamenii sunt foarte încântați. Și cred că dacă îți plac nunțile sau dacă nu-ți plac, ăsta e filmul pentru tine. Deci dacă fie le urăști, fie le iubești, sigur o să-ți placă filmul ăsta. Mirciulica a fost un prim pas spre comedie, da, lung metraj, și acesta e al doilea. Da. Cum a fost, mai greu, a fost mai ușor acum? A fost mai ușor, zic eu, pentru că știam unele chestii de la Mirciulica și deja am avut o echipă mult mai bună, mult mai solidă și s-au legat mult mai bine lucrurile. Deci, din punctul meu de vedere, pentru mine ca regizor a fost puțin mai ușor, deși provocările au fost mai mari. Am avut de umplut săl de nunți, am avut multă figurație, dar eu consider că lucrurile au mers mult mai fluent la filmul ăsta și naturalețea se simte și în film. Adică filmul e mult mai natural și mult mai legat, mult mai plin de muzică, culori mai vii, actori mult mai mulți. Deci cumva am impresia că e ce trebuie. Adică eu sunt foarte mulțumit de el așa cum e. Lucruri care nu puteam să spun despre Mirciulica, nu eram extrem de mulțumit de Mirciulica, dar știam că e un prim pas pe care trebuia să-l facem ca să începem în lumea asta cinematografică. Știu că, în general, regizorii se tem de comedii. Da. Tu te-ai specializat de ani de zile după scurtmetraje, acele sketch-uri online, da, al doilea lungmetraj, îl pregătești, l-ai filmat pe al treilea. Cum simți tu comedia așa? Cum se întâmplă? Cumva noi asta ne-am propus să facem, comedie, pentru că ne-am propus să relaxăm lumea, ca lumea, atunci când vizionează clipurile noastre, să se relaxeze, să râdă și atunci, dacă ai scopul ăsta bine definit, cumva lucrezi în direcția asta și absolut toate lucrurile pe care le-am făcut în mediul online ne-au făcut să ne specializăm cumva într-o direcție a unui umor realist, zicem noi, cumva neparodic, dar foarte, cu situații în care te regăsești foarte ușor și cu situații neașteptate. Adică noi, asta credem că e rețeta noastră, să zic. Realismul pe care cumva îl vezi în viața ta de zi cu zi și râzi de el, că n-ai altceva ce să faci. Adică, Ai ceva să le transmiți spectatorilor pentru acest weekend când o să intre filmul în cinematografe? Haideți toți la cinema, pentru că e un film la care vă promit că nu o să vă plictisiți și vă promit că o să râdeți și o să vă regăsiți în foarte multe situații. Și dacă vreți să faceți nuntă, dacă ați făcut nuntă, dacă ați pus bani la nuntă sau dacă niciodată nu vreți să faceți nuntă, eu zic că filmul ăsta e pentru voi, pentru că fiecare veți găsi o bucățică din el care să vă reprezinte. Mulțumesc și multă baftă! Mulțumesc!